Înainte de pauza de publicitate, mama Laurei a intervenit telefonic pentru a-și spune punctul de vedere cu privire la situația dintre Laura și Albert. Situația așa puțin mai tensionată, cu mai multe supărări. Dumnezeu ei spunea că este alături de amândoi, îi iubește pe amândoi și așteaptă acasă, se bucură de relația lor și că într-adevăr a fost o situație, așa mai, au fost mai în focuri în ultima perioadă, dar trebuie să fie puternici, să-și vadă de relația lor să își caute activități și um, să fie focusați pe ei doi. Spunea că îi urmărește și pe Antena Play. Avea lucruri de bine de zis despre aceștia și în ceea ce privește insistența laurei în privința cererii a căsătoriei, spunea mama acesteia că a venit acolo la emisiune cu gânduri foarte serioase și de aceea își dorește să facă următorii pași, pentru că ea vrea ceva serios și nu ceva de scurtă durată.